Înființarea la Slatina unui centru de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice a fost determinată de numărul mare al acestor cazuri în județul Olt. Acesta a devenit funcțional din 1 iulie 2016, iar zeci de persoane au trecut pragul acestui centru. Pornind de la necesitatea pe care, din păcate, o cunoaștem cu toții, dat fiind fenomenul de violență domestică și incidența acesteia atât în mediul rural cât și în mediul urban, din păcate în toate clasele sociale. Violența domestică de multe ori nu este raportată decât când devine necesară o intervenție medicală. Centrul se adresează nu numai victimelor violenței, ci și membrilor familiilor confruntate cu violența domestică. Victimele, fie că sunt femei sau bărbați, mame cu copii, vor avea asigurate servicii de găzduire, suport și consiliere. Centrul ocupă o suprafață de 170 de metri pătrați și are o capacitate de 9 locuri. Persoanele care vor beneficia de serviciile din centru vor putea fi găzduite 2 luni. Trebuie știut că obiectivele proiectului au fost dezvoltarea sistemului de servicii prin înființarea unui centru de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie, creșterea gradului de informare a victimelor violenței în familie și membrilor familiilor acestora, îmbunătățirea nivelului de cunoștințe de către profesioniștii cu responsabilități în prevenirea și combaterea violenței în familie, precum și promovarea principiilor și valorilor non-violenței, egalității de gen și de șanse, informarea și responsabilizarea comunității și sensibilizarea opiniei publice. Derularea proiectului a fost posibilă prin mecanismul financiar norvegian 2009-2014.